Pace. Astăzi vrem să vă aducem câteva gânduri și anume despre de această carte care este unică în lume, Sfânta Scriptură, care mai devreme sau mai târziu toți ne vom întoarce la rădăcinile noastre și ne vom da seama, ne vom trezi din prostie sau din necunoștință și cred că până la urmă toți vom ajunge să cercetăm această carte, să o citim, pentru că pune lucruri care sunt foarte adevărate. Și astăzi vrem să vorbim despre câteva lucruri foarte frumoase, și anume unul dintre ele ar fi, poți să citești tu dacă vrei, hai să și spunem Matei. Din Evanghelia după Matei, da. Deci ăsta este Noul Testament, din Evanghelia după Matei, fiți atenți ce spune, că aici nu bate cu ce zicem noi. Da. Matei 6:34. Da. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Da. Oare facem noi așa? Da, deci aici e o chestie care, în special, nu vorbim aici de alții, vorbim în special de noi, despre nația noastră, despre români, care noi întotdeauna suntem așa, la lung. Bă, să facem la lung, să facem pentru copiii noștri, dacă avem o casă, să mai facem o casă, să aibă copiii noștri confort și ne trezim că sunt lucruri care efectiv ne depășesc și nu depind de noi, cum ar fi, de exemplu, COVID-ul ăsta 19 care a venit în anul 2020. Da. Probabil că era prevăzut să fie 2019, de-aia l-a numit COVID-19. Atunci a apărut, da. Da, dar 2019 era, da. Apărut, da? 2019, da. Păi, da, atunci a fost primul caz. Și ne-a mai schimbat un pic mentalitatea, acum vorbesc în primul rând chiar și de noi, ne-a schimbat un pic modul de gândire. Așa să nu mai gândim așa la lung, pentru că ziua de mâine nu este a noastră, așa cum spune Biblia, nu vă îngrijorați doar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însă și ajunge zile în cazul ei. Păi asta e tot ce contează, nu? Noi de ce ne îngrijorăm? De ce mulți români suntem veniți în străinătate, în Germania, Italia, Franța, Austria, Irlanda? De ce plecăm? De ce plecăm? Pentru că noi nu ne gândim de ziua de mâine. Noi ne gândim de peste 20 de ani de mâine. Așa-i. Eu cred că aici greșim foarte mult și noi nu ne apreciem foarte mult ținând cont că am învățat un cuvânt, așa câteva cuvinte foarte frumoase la cineva de pe YouTube care spunea: viața mea se desfășoară astăzi, acum și aici. Da. Deci trebuie să trăiești acum și aici. Sunt mulți care au proprietăți și au bogăție în țara lor, în România, în țara noastră. Da. Dar aici trăiesc în chirie, trăiesc împart un apartament sau o casă cu altcineva. Și nu duc viața și nivelul de viață pe care îl au în România când merg, în vacanță. Ce înseamnă asta? Că ar trebui să, din punct de vedere al Scripturii, chiar Dumnezeu ne învață, cred că ar trebui, și nu vorbește oricine, vorbește Apostolul Matei. Da? Deci un om care umbla cu Domnul Iisus Hristos timp de 3 ani jumate și care a fost în slujba Domnului Iisus Hristos, a văzut cum a trăit Domnul Iisus Hristos, cum s-a rugat, cum ajuta oamenii și... Cred că este foarte benefic să ne gândim, să nu ne mai gândim așa la lung, nu? Dar ne gândim prea mult și punem lucrurile astea materiale pe primul loc. Pe primul loc, da, exact. Și neglijăm. Asta e, neglijăm partea familia, cea mai importantă. Soția, neglijăm copii, pentru că trebuie să... Și până la urmă, ce mai neglijăm pe Dumnezeu, că aici ai tot? Păi asta e clar, deci ultimul care are de suferit e clar, relația ta. Că, până la urmă... Faptul că ești îngrijorat, faptul că muncești prea mult, deja îți afectează relația ta cu Dumnezeu, îți afectează mersul la biserică. Nu mai poți. Ești obosit. În loc să stai să studiezi Biblia, te duci la al doilea job. Că vezi, Doamne, trebuie că uite, am copii, trebuie să le dau aia, trebuie... Nu mai poți să ții pasul cu lumea oricum.
Plus că în orice țară străină ai fi, chiar dacă ai familia cu tine și copii, nu te sun să rezumă tot numai la chestia asta. În primul rând, nu mai ai relații sociale cu oamenii când ești în România, pentru că nu te poți împrieteni cu toți englezii sau cu toți, depinde de ce țară ești, cu toți nemții sau cu toți austriecii sau în ce țară trăiești. Tot cu românii și aici, tot așa e. Și foarte puțin. Și acum vedeți că lumea e foarte diferită, alții au caractere diferite, alții fac ceva, alții fac altceva, fiecare gândește într-un fel. Da. Și atunci relația ta se limitează foarte strict, se limitează așa într-o bulă de aer, care e așa foarte mică. Asta vreau să spun că asta ne afectează în timp și noi nu ne gândim, acum vorbesc în primul rând despre noi. Da. Noi totdeauna ne-am gândit, avem aproape 40 de ani și suntem plecați de copii, de când eram copii tineri, suntem plecați în străinătate și toată viața am muncit și ne-am gândit, bă, să adunăm pentru copii, să adunăm peste 10-20 de ani să ne fie bine. Dar de ce nu ne gândim, bă, dar să-mi fie bine acum? Dacă am o casă, să o trăiesc acum, să trăiesc aici, să am casa asta în Anglia sau unde, în ce țară sunt eu, să trăiesc bine, să am o mașină, de ce să o am în România, să o am aici mașină, să mă îmbrac bine numai că merg în România să iau un nai pe mine, să mă îmbrac aici, să mă îmbrac dacă îmi permit și am posibilitatea să o iau, orice ane de firmă. Și nu ne gândim, chiar de multe ori vorbesc cu români și așa și când călătoresc sau când ne întâlnim, nu? Vorbim și spunem, voi cum, ce rind de viață aveți? Da. Și ei răspund cam același, că asta e. La lucru. La lucru și te întorci acasă. Aduc obosit, stau în casă și... Deci cam lasă să... Acasă, alt lucru, altă poveste și nu mă lasă să rezumă. E monotonia asta de fiecare zi și asta din punct de vedere psihic nu se face bine și nu se face... Te afectează. Deci indiferent cât de puternici suntem noi și zice că putem să trăim singuri, nu. Pentru că te duci pe urmă în România și te întâlnești cu veri, cu prieteni, cu familie. Și dintr-o dată îți dai seama că tu de fapt nu mai ești în stare să socializezi, te cerți, efectiv te deranjează oricine, devii o problemă, adică nu te mai înțelegi nici pe tine însuși. Deci stai câteva secunde și gândește-te la ce spun acum, la ce ți-am spus. Nu este așa, nu vedeți și la televizor, merg, nu și-au văzut părinții de nu știu cât 10 ani sau 12 ani sau 7 ani și merge în România la de sărbători de Crăciun sau de Paști. Și își bate părinte, tata. Vedem la știri de atâtea ori chestiile astea. Adică ce înseamnă asta? Păi ești frustrat pentru că ești într-o țară unde toate relațiile tale se rezumă la foarte, foarte, foarte puțin. Te miști în aceeași bulă, că asta înseamnă monotonia. Da. Lucru acasă, mănânci sau ce mai faci și te duci până la cumpărătură în magazinul de lângă colț, cum zice ăla, și ești tot aici. Te miști în aceeași pătrățică în fiecare zi, cum zice ăla. Și atunci toate astea nu face bine. Acum, referitor la relația noastră cu Dumnezeu, clar că este afectată chiar și relația noastră cu Dumnezeu, pentru că noi nu mai avem timp, dacă lucrurile de luni până vineri, bine, alții lucrează și sâmbătă, clar că duminica e compromisă, nu? Da. Duminica ce să mai ți arde? Deci, bă, stau să mă odihnesc. Ceea ce te duci numai la un program la biserică, nu te mai duci la două. Da, măcar că trebuie să mergi și tipul săptămânii, că și tipul săptămânii este program de rugăciune, dar nu e important, nu? Deci este duminica, marța, joia și duminica. Fiecare cum, da. Dar mulți, nu că nu mai ajung marța și joia, indiferent ce religie ești, poți să... Deci nu mai ajungi marța și joia, nu ajungi nici duminica, zici, bă, mă odihnesc. Și te trezești că copiii tăi ești într-o țară unde, efectiv, să vorbesc așa, să înțelegem, într-o țară pe nisipul mișcătoare, cum zice la că... Știți cum sunt nisipurile acele mișcătoare? Pe ce te calci pe ele, mai tare te adâncești. Adică copiii tăi sunt pe nisipuri mișcătoare, copiii tăi nu cunosc pe Dumnezeu, nu auzi niciodată și sunt foarte mari șanse să treacă la altă religie, cum e ăsta, musulmană sau islamică, de asta. Și efectiv te trezești că, mă, copilul meu să treacă la religia asta, noi toată viața am crezut în ortodox și am trăit să fim ortodox, să fim creștini, să avem știm că Dumnezeu, că Iisus Hristos e Fiul Lui, că și la urmă s-a ajuns să strigi Allah sau ce, la cine să te rogi, la Buddha sau la cine să te rogi, la Dalai Lama sau la cine, nu știu. Te gândești tot felul de chestii de astea care acum sunt noi în trend. Cred că este momentul, suntem în 30 ianuarie 2023, da? Acum când facem acest vlog, cred că este momentul să te gândești mai mult la tine, la soția ta sau la prietena ta care ești cu ea și să te încerci, ăsta e secretul, să încerci să te bucuri mai mult de fiecare zi, pentru că nu știi ziua de mâine, chiar am văzut așa multe întâmplări chiar și pe YouTube și chiar și prietenii noștri care am înțeles că aveau planuri.
zice, aveau planul și efectiv a venit conflictul ăsta și în perioada asta care a fost, nimeni nu mai știa dacă cine trăiește, care nu trăiește. Efectiv le-au dus la spital, acolo starea s-au agravat și le-au intubat și n-au mai apucat să mai facă nimic, nici să-i zic la soție, vezi că te iubesc, vezi, ai grijă de copii. Mm. Și efectiv au plecat din lumea asta, fără nicio explicație, fără să știi unde mergi. Da. Și ce să mai spun despre faptul că tot mai des auzi cancer, da, care România... până la urmă, știți cum e, toate bune și frumoase, te duci la doctor, da, mâine și numai afli că de fapt stai că viața ta e gata, da, deci acum România... gata, ce să, da, păi cum, că eu aveam planul peste 10 ani să, da, fac, deci stop, oprește-te. Păi peste 10 ani, acum hai să vorbim în realitatea. Da. Aveam planuri. Mulți avem, care mai ales că suntem în străinătate, ne apucăm de o casă. Ne apucăm, da, de o casă peste puterile noastre. Acum, chiar și noi ne includem în treaba asta, că și, da, ne-am făcut aceeași prostie înainte să vină COVID-ul. Da. Ne-am făcut și noi o casă, dita mai casa, cum zice românul, și adică nu ne-am gândit. Adică nu ți-ai făcut o casă cu strictul necesar, exact, nu? Exact, ne-am nu făcut acolo să fie. Aici ne podmolim și... Aici. Și acum, dacă se face ceva mediu, asta e. Aici am greșit și noi. Necesar, aici nu ne excludem nici noi. Deja munca ta scade în ani de zile. Și te trezi... rămâi slugă la casa aia. Exact. Și te trezi că ai băgat în betoane, în ziduri, în cărămizi și naiba să le ducă. Și viața ta, problemă care e mai importantă, care e fragilă, da, care e foarte... Cum să zic, acum ești aici și mâine ești la 2 metri sub pământ, că nu știu ce boală vin, boala lui Calache, cum zice doamna Budeanu. Și te duci, mori. Nu mai apuci efectiv să zici la nevastă, vezi că am pus banii acolo în seif, am pus alt bani, nu știu, la ciorap, sub salteau. Deci nu mai apuci efectiv, vine moartea, te ia și te duce. Când știu, acum vine moartea, prin nu știu ce boală mai pun domnii ăștia. Nu neapărat, da. Exact. Acum deci asta din, da, dar acum asta cu accidente și asta e mai mică probabilitate să mor. Dar asta cu ce vine acum și tot ce se pregătește și liniștea asta acum care e așa liniștea de așa, ne sperie prea mult liniștea asta, nu știu. Adică în sensul că nu știi ce se poate întâmpla. Nu? Da, bineînțeles. Nu știu, ai să zici ceva și te-am întrerupt. Nu, eu vorbeam cu bolile și cu asta, că nu știi, pentru că suntem în vremurile sfârșitului. Mai ales acum, că chiar nu mai știi. În care apar tot felul de boli, tot felul de virus, că până acum nu ar mai fost și acum toate pe noi. Toate au vin grămadă, da, deci toate sunt grămadă. Și efectiv, chiar și noi ne-am schimbat modul de gândit. Noi acum vrem să mai facem ceva pe la casă și vrem să o vindem cu ajutorul lui Dumnezeu și vrem să construim o casă mult mai mică, adică exact strict de ce avem nevoie, da, și vrem să trăim mai mult pentru noi, să ne bucurăm, să vizităm cât mai multe orașe, cât mai multe țări, dacă se poate, da, și vrem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, pentru că întotdeauna este loc de mai bine, cum zice ăla, știi? Da. Și e foarte important că dacă mâine mori, să știi unde mergi, că degeaba mor și mor ca prost, apă merg și eu, cum ziceam mulți, mă zic, îi aud domnul că... Domnul știe. Mulți zic că... Apoi mergem unde merge toată lumea. Apoi stai puțin, dar ce adresă? Adică ca și când zici unde te duci? Mergi să treci granița la unde? Unde merge toată lumea, mă duc și eu. Păi unde merge toată lumea? Păi poate toată lumea merge la furat. Mergi tu la furat? Adică hai să fim serioși, unde merge toată lumea? Păi poate toată lumea merge grămadă, că Biblia spune foarte clar că mulți merg pe calea cea largă, care este iadul. Adică calea cea largă este să mânzi, să bei, să nu-ți pasă de nimeni, să furi, să minți, să dai în cap la un pentru bani, că la astea suntem acum și va ajunge mai tare. Da. Da? Despre asta e vorba. Da. Despre asta e vorba. Își dau oamenii în cap în scări de bloc pentru să-i fură un telefon la o fată de 16 ani, s-a întâmplat la Alba Iulia, s-a întâmplat la Cluj, îți dă în cap pe stradă să-ți fure copilul, că acum toți copiii noștri au... Da. Fiecare familie îi dă la copil iPhone de ăsta sau nu iPhone, îi dă... Îi dă un telefon, un smartphone. Da, un smartphone, da, să zic așa, pentru că acolo... Este incluse toate. Și atunci clar că iPhone, smartphone-ul ăla, oricare ar fi el ce numire are, să-l vinzi repede, ți-ai luat 200-300 de euro. Și atunci orice boschetar, orice drogat care trage pe nas, îi dă în cap și zice, bă, mi-au și-am procurat marfa. Păi nu. Mă înțelegeți? Deci cam la asta ne rezumă. Doamne, de asta este momentul să ne oprim puțin din toate chestiile astea și să ne gândim un pic că acolo sus, când ne uităm în sus, este cineva care ne veghează și care spune, inclusiv Dumnezeu spune, bucură-te tinere în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, dar nu uita că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Deci până la urmă trebuie să ne bucurăm. Durerea este un dar. Da, dar trebuie să ne bucurăm pentru viața asta care am primit-o cadou,
alții 30 de ani, alții 25 de ani trăiesc pe pământul ăsta, alții 70 de ani, alții 80, dar noi de multe ori și de multe ori, uite, chiar și noi, pentru că avem asta în sânge, e ADN-ul ăsta român, care e aiurea, că noi așa ne gândim, că așa ne gândim, suntem încă generația comunistă, care ne gândim că, bă, dacă ne trebuie un kilogram de carne, nu luăm un kilogram de carne, mai bine luăm 10, lăsăm acolo frigider de asta 5 luni, că vezi, Doamne, dacă se gata carnea, dacă se gata hârtia igienică, dacă se gata iodul, dacă se gata ampicilina sau agocalmină, luăm acolo să băgăm în noi, dacă putem, dacă avem vreo rezervă în corp, cumva, de undeva, un loc de medicamente, să le înghițăm, să fie pentru vreo boală peste vreo 6 ani, o luăm și pe aia ca să fie acolo, să, dacă nu mai aduc ăștia medicamente prin farmacie. Deci cam la asta se rezumă, deci trebuie să fim mai atenți și să ne gândim pentru ziua de mâine, să ne gândim la lucrurile pe care ne poate aduce satisfacție spirituală și satisfacție chiar și fizică, să zic așa, care ne poate aduce un confort și să ne gândim și pentru noi, pentru că toate lucrurile astea nu ne duce la altceva decât la să umblăm degeaba. Un alt verset care vrem să-l citim este din Proverbe. Da, Proverbe 27. Din Proverbe 27 cu versetul 1. Cu versetul 1, da. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Păi mulți chiar se fălesc cu ziua de mâine. Păi să vezi ce casă îmi fac eu în România. Haide, mi-am făcut 6 camere, deși el are un copil, sau poate nici un copil n-are, nici o pisică. Mi-am făcut 6 camere, mi-am făcut cu 2 etaje și mi-am luat 5.000 de metri pătrați, domnule. 5.000 de metri pătrați. Și el poate în Anglia stă într-o garsonieră și în parte... sau într-o casă unde are doar o cămăruță și un pat de o persoană. Mă înțelegeți? Deci cam asta se rezumă. Noi ne lăudăm cu lucrurile care le avem în România. Deși noi trebuie să ne lăudăm cu lucrurile care le avem aici. Bă, am aici, eu aici trăiesc. Viața mea se desfășoară astăzi și acum aici. Mă înțelegeți? Deci nu se desfășoară, nimeni nu spune, bă, vei trăi în anul, vei trăi 70 de ani. No, dă-i înainte Gheorghiuț până 70 de ani, 60 de ani trage ca robul și după aia 10 ani zici, bă, 10 ani, mi-a spus Dumnezeu că la 70 de ani mor, 10 ani nu mai trăiesc cu burta la soare, cum zice ăla. Nu! Deci poți să mori de pe o zi pe alta și atunci toate lăudărășile astea nu-s bune, este momentul să ne trezim din prostia asta. Exact cum spune în imnul României, trezește-te române din somnul cel de moarte. Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte. Deci și ăsta e tare, deci e greu, deci e greu, greu. Deci ăsta e mult pentru noi, vezi? Deci ăsta, întotdeauna, trezește-te române din somnul cel ăsta de moarte. Deci e, e tare, e tare. Nu, înseamnă că e clar. Deci, întotdeauna am fost așa. Deci poetul acestui imn, să știți că nu a fost om prost. Da. Andrei Mureșan sau care? Da, Andrei Mureșan, da. Deci asta vreau să vă spun. Să stăm mai aproape de Dumnezeu, să mergem la biserică, să ducem copiii noștri, mai ales cei care sunteți prin străinătate, duceți copiii la biserică, pentru că acolo găsim rădăcina noastră, de unde ne tragem, din Dumnezeu. Da. Și noi nu avem alt Dumnezeu cu alte nume. Dumnezeu nostru e un singur Dumnezeu, noi suntem oameni creștini. Și pe tema asta mă bucur foarte mult de președintele Ungariei care... Da. Atunci când au venit acel val de sirieni care au vrut să intre în Ungaria, au făcut garduri, au fost cei mai curajoși și Dumnezeu să le binecuvinteze, să le dea putere. Au fost cei mai curajoși din toată Uniunea Europeană, n-au pus botul la banii care ne-a promis doamna Angela Merkel, atunci era președintă, era de asta cancelar. Da. Și au spus, noi nu primim niciun sirian, nu că nu vrem să ajutăm, ne place să ajutăm, dar ajutăm poporul nostru foarte bine, exact cum zic și americanii, America first. Da. Dar noi nu vrem să schimbăm credința pentru că noi avem credință creștină, suntem creștini și noi nu avem nevoie de oameni care să ne schimbe credința. Da? Da. Deci asta e foarte bine și un lucru de apreciat. Ar fi foarte frumos ca și parlamentarii și cei din guvernul nostru să facă lucrul ăsta, nu? Da, dar nu fac. Să-l auzi pe domnul Iohannis, ăsta, statuia libertății, să-l auzi dacă că vorbește. Dacă primește ceva directive să zic, că zice, dacă da. Nu... Deci... ar fi frumos să pornească totul de sus, că nu, avem și nepreședință, avem și ăștia, știți cum sunt, toți zvai steaua lor, corupți și așa mai departe, avem și nepreședință, zici că nici nu există, zici că e o mumie, deci trăim într-o țară, totul merge de râpă, totul merge și în alte țări corupți și așa mai departe, dar totuși să mai sunt, să mai vede și de oameni. Deci asta era secretul.
Să ne bucurăm, pentru că toate lucrurile astea au repercusiuni în viața noastră. Ne vom trezi la 40-50 de ani, că te duci în România, ai casa mare, bun, într-adevăr, gata, bun, și asta sunt de acord. Da. Dar relațiile tale spraf, relațiile tale cu prietenii care ai crescut, cu vecinii, cu chiar cu verii tăi, cu verișoarele tale, cu neamul tău sunt distruse. Chiar cu familia ta până la urmă. Și chiar cu familia ta, pentru că asta chiar că este strigătorul acert. Da. Merg în țară tineri, ei văd. Și asta în perioada sărbătorilor. I-a dat în cap la taică-sul, i-a dat cuțit la mamă sa. Bă, deci așa ceva nu se poate. Deci îți vezi părinții după 6-7 ani și te duci să-i bați, să-i omori. Deci așa se strigătorul acert. Știți de ce? Pentru că noi suntem frustrați, trăim cu o mică depresie, cu mic stres. Când viața noastră se desfășoară tot într-o bulă, indiferent că ești în Austria, că ești în America, aici pot să vă spun de cei care sunt în America, că sunt efectiv pierduți în spațiu. Deci efectiv noi aici în Europa mai avem ocazia să mergem în România, dar cei care sunt în America și n-au acte, că este foarte greu să-ți faci acte, noi știm treaba asta, că am fost în America de atâtea ori, ăia sunt foarte frustrați, aia când vin din România, adică nu poți să vin, că dacă n-ai viză și este ai trecut 6 luni de zile cât ai avut dreptul să stai la viză, efectiv când te întorci, dacă pleci din America să vii în România, clar că nu mai poți să vii. Și atunci moare mama, moare tata, moare bunicul, moare cățelul, moare purcelul și tu stai acolo, bine că ești în America, dar viața ta e zero. Și te trezești peste 20 de ani, că ai 50 de ani sau 55 de ani și te trezești și zici, bă, de fapt lucrurile astea, că am rămas în America și am o viață bună și am și o mașinuță, un Mercedes, că asta e visul român, sau BMW-ul. Nu mi-aș cu nimica, nu mă satisfac cu nimica, am fost un om lacom, am fost un om care nu a procedat corect, a murit mama, a murit tata, nu mi-am dus să-mi vizitez, deși trebuia să plec, pentru că lucrurile astea nu mai pot să le dai înapoi și am pierdut tot ce a fost mai important. Deci cam astea sunt repercusiunile care le vom suferi toți care sunt de plecați în Occident și astea sunt, cum să zic, astea care trebuie să le plătim. Da, trebuie să plătim, da. Deci astea sunt lucruri care trebuie să le plătim pentru că toate astea... Sau plătești pentru prioritățile tale. Da, pentru prioritățile tale și până la urmă îți dai seama că, uite, vedeți, asta e Tommy Hilfiger. Nu, Tommy, asta e cu Tommy, ok. Te trezești că, bă... Purtam acasă un tricou de ăla care n-avea niciun nume, de-l naibii, puteam să port. Dar eram lângă mama și lângă tata, pentru că momentele astea nu mai le capesc niciodată. Sau făceam o casă, nu făceam cu 6 camere, făceam cu 2 camere. Dar eram și vedeam familia mea. Acum nu-i mai am. Ai vrea să dai timpul înapoi de asta, nu se mai poate, indiferent dacă câți bani ai, poți să fii Bill Gates și nu se mai poate. Deci cele mai importante momente sunt relațiile sociale și în special cu familia ta, cu oamenii tăi, cu cei dragi, nu? Da. Și pe urmă banii. Dar vei ajunge la o vârstă când zici banii n-au nicio valoare. Banii nu-ți poate aduce satisfacție interioară, adică doar pe moment. Da, cât te bucuri de o lucru care ți l-ai cumpărat. Îți dorești foarte mult o parcă de Adidas. Ok, ți-ai cumpărat. Da. E purtat o zi, două și după aia zici... Da, dar când tu te maturizezi mai mult și peste, când ai o altă vârstă și părinții tăi nu mai sunt și mulți oameni care au plecat de lângă tine și tot Anglia, tot în America, tot acolo ai fost într-o țară, dau cum am exemplu. Tot banii, până la urmă banii, banii. Și până la urmă îți dai seama efectiv că de fapt lucrurile astea nu meritau, ci lucrurile celelalte meritau atunci când erai lângă familia ta și mâncai o coajă de pâine, cum zice ăla. Da. Deci astea sunt cele mai frumoase lucruri. Și cel mai frumos lucru este să stai oriunde ai fi, să fii lângă Dumnezeu, să cauți o adunare și să mergi și să cauți pe Dumnezeu, indiferent cum ești, lucrezi mai puțin sau, nu știu, fă orice vrei, sau lucrezi de luni până vine ca duminica să poți să mergi la biserică, pentru că astea de multe ori umple golul. Nu că de multe ori, numai asta o poate umple golul, Dumnezeu. Că poți să-ți iei orice mașină, poți să-ți iei mâine o haină și o altă haină și o altă haină, că vei fi gol și vei fi trist. Dar când îl ai pe Dumnezeu, nu? Da. Ești cel mai fericit om. Noi ne vom opri aici. Cred că titlul acestui vlog o să-l punem ăsta care am zis noi. Nu te îngrijora de ziua de mâine și trăiește viața ca și cum mâine este ultima zi, nu? Sau, ca și când trăiește viața ca și când astăzi este ultima zi pentru tine, de fapt. Cam așa au fost. Asta, exact acum să zicem și partea asta, adică... Adică nu zici, lasă că mă pocăiesc eu la anul. Anul ăsta, uite, mai am făcut asta, da, poate cea mai mare amăgire. Da. Cea mai mare amăgire. Cred că și la asta să... Dar de asta cred că și spune Dumnezeu, spune
Astăzi, dacă auzi cuvântul Domnului, nu ți împietri inima. Deci Dumnezeu e pe astăzi, exact cum suntem și noi. Domnule, vreau mașina asta acum, acum o văd, acum îmi trebuie, acum o vreau. Da. Așa este și Dumnezeu, să știți, că noi suntem din caracterul lui Dumnezeu. Nu că seamănă Dumnezeu cu noi, cu mine sau cu tine, cu Gheorghius, cu Vasile sau cu Ion. Dar nu seamănă Dumnezeu cu noi, n-are cum. Că noi suntem în trupul ăsta de carne, păcătos. Dar problema este că Dumnezeu are... Noi suntem din Dumnezeu și când zice că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, noi suntem parte din caracterul Lui. Din moment când noi suntem buni, când suntem miloși, când suntem asta, deci noi semănăm cu Dumnezeu. Când furi, bombardieri, când te duci în Anglia să dai bombardieri, să furi bănci, hoți, pe acolo să furi pe la oameni prin casă, nu ești după chipul lui Dumnezeu, ești după chipul ăla rău. Da. Că ești caracter acelui rău. Da. Deci cam asta e toată chestia. Ne oprim aici. Vă rugăm frumos să ne dați un like. Un subscribe și lăsați, vă rog, în comentarii dacă merită să te gândești așa de mult a la lung, peste 10 ani, 20 de ani și aici unde ești, în Austria, Germania, Franța, oriunde ești în Europa sau în lume, în America, să ai o viață cât de cât așa mediocră, să spun așa, sau un nivel foarte slab. Și ziceți voi dacă sunteți de acord iar cu chestia asta, dacă... nu te afectează și nu vom plăti noi mai departe peste câțiva ani când ne vom da seama că cei din România care sunt noștri nu o să mai fie și nu ne vom da seama într-adevăr că de fapt... Da, și plătești, poți să plătești și prin faptul că ești neliniștit, zic eu, adică ai neliniștea aia sau ai mustrările alea de conștiință. Până la urmă, clar că apare chestia asta după aceea. Deci o pedeapsă mai mare ca asta, care să te macine în fiecare zi. Da, psihic, da, deci te gândești. Nici atâta, nici nu ai nevoie. Da, și să știți că totuși, uite, eu chiar am avut și noi posibilitatea să rămânem în Statele Unite când am fost, să rămânem acolo, dar să rămânem fără acte. Adică puteai să stai 6 luni de zile, dar după 6 luni de zile deja erai ca un emigrant ilegal și imediat când te prindea poliția și pe stradă sau oriunde, te trimitea înapoi. Și riscul era care? Deci puteai să stai acolo, că nu te prindea, nimeni nu te prindea. Dar problema era că dacă îți murea cineva din familie, mamă, tată, soră, frate, sau bunică, bunici, unchi sau așa mai departe, nu mai puteai să mergi. Și mulți am zis de acolo... Poți să mergi, normal, că nu te nimeni. Poți să mergi, dar tu când te gândești că nu mai poți să mergi înapoi în America, ce zici? Nu te mai duci. Și să știți că am întâlnit mulți români care efectiv le-au murit mamă, tată, soră, frate și nu s-au mai întors acolo de 15, 20 de ani, 30 de ani. Și credeți-mă că nu avea niciun remușcare din partea asta, dar vreau să vă spun sigur, pentru că sunt foarte mulți americani, foarte mulți români care sunt plecați în America și să știți că deși sunt acum fericiți, ei nu sunt fericiți, doar aparent, vă spun eu asta. Deci asta vă spun din propria mea experiență, pentru că am experiență cu oamenii, pentru că am lucrat foarte mult cu oamenii și lucrez. Și vă spun că nu. Deci în inima lor e un negru de culoare negru. Deci să știți că e un gol foarte mare. Și ăsta pe ce trece timpul, îți vei da seama cu adevărat, pentru că ai anumite vârste care nu îți dai seama, dar vine vremea când îți dai seama cu adevărat de fapt ce se întâmplă în inima ta și care e exact golul identificat în inima ta și îți dai seama că toate astea alegerile tale te costă și exact cum spuneai și tu, îți vei da seama că prețul este prea mare care l-ai plătit și că nu merita nicio secundă să faci chestia asta. Iar noi când am avut posibilitatea asta și ne-au spus mult, bă, rămâneți, nu fiți proști, rămâneți aici, noi am zis nu. Nu poți să ai mentalitate și caracter de câine, să rămâi într-un oraș, într-o țară, unde să fii fiul ploii, cum zice ăla, numai pentru că ai bani, deși câștigam câte $250 pe zi, da? Deci eu lucram la parchet, la pus parchet și luam $250 pe zi, da? 8 ore. Deci, din punct de vedere, dacă o luam pentru bani, puteam să stau. Gândiți-vă, la 10 zile erau 2500, da? Deci 2500 de dolari pe 10 zile, 30, da? Deci, gândiți-vă, faceți calculul. Deci, puteam, aveam toate motivele să rămânem, da? Dar atunci am stat de vorbă și am zis plecăm. Rămâne să venim așa 3-4 luni, 5 luni pe an, cum avem dreptul. Și plecăm pentru că nu e prea mare prețul pe care trebuie plătit. Eu nu accept așa niciodată să moară mama, să moară tata sau oricine ar să moară din familie și să nu mă să-l văd. Deci asta ar fi să ai o inimă de câine. Să nu mă zic altceva mai urât. Mă înțelegeți? Deci e inadmisibil așa ceva să spui tu singur bariera asta între familia ta și tine. Să spui prăpastia asta... nu? Pentru că asta e o prăpastie care, până la urmă, tu o alegi, nu? Da, tu o alegi.
Pentru că în momentul când tu dai că tot, nu te pusi. Acum bine că America, să vă mai spun și chestia asta, America este foarte fenomenală, deci este super frumos, deci Europa este, atrage, deci toată Europa avem acolo, cum s-ar zice, și mai mult de atât avem. Dar nu merită, pentru că asta tot ce vede ochiul, dar ce vede inima, inima nu poate simți pentru turnurile astea care au fost demolate acolo. Și care au fost dărâmate de avionul. Inima nu, dar inima pentru mama ta care nu mai ai, o să moară încet, încet, se stinge. Sau pentru cineva care l-ai pierdut drag. Și dacă tu ți-ai pus prăpastia asta să nu mai ai poziția să mergi în România, atunci ai ales foarte greșit. Ei, în schimb, în Europa, ai posibilitatea să mergi în România. Ți-i dor de mai că te-ai trezit în mașină sau pe avion, că e 100 de euro dus și întors, avionul la vizer, și te duci și ai văzut-o. Uite, noi când ne dor, mergem o săptămână, două, stăm acolo, să trămdei și plecăm. Dar te-ai dus. Mai colaborat cu ei, mai vorbit cu ei. Deci cam asta este vlogul pentru astăzi. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați urmărit. Da. Nu? Da. Și dați un like, un subscribe. E foarte important că ne trebuie subscribe-ul. Asta e. Ok. Ca și nu uitați să vă iubiți și să trăiți ca pentru ca ultima zi. Să trăiți ca și când mâine nu va mai fi o zi. Că nu știu dacă te mai trezești. Să trăiești ca pentru Domnul. Și ca să trăiești ca pentru Dumnezeu. Deci asta e. Vă mulțumim frumos și rămâne cu Domnul. Rămâneți cu Domnul Iisus.